Fratele mai mare al naturalistului Alexander von Humboldt a fost filolog, filozof și diplomat. În calitate de ministru al educației, a reformat sistemul german de învățământ, concepând un model preluat apoi de Japonia și Statele Unite. Revoluționarul italian a luptat pentru unitatea țării sale, însă înnăbușirea Revoluției de la 1848 l-a făcut să ia calea exilului. A avut atunci chiar ideea creierii unei republici europene. Unificarea Italiei, realizată un deceniu mai târziu, l-a nemulțumit, retrăgându-se în ultimii ani ai vieții la Pisa. Pentru ca teoria relativității a lui Einstein să poată fi scoasă în lume, avea nevoie de un veșmânt matematic adecvat. Acesta fusese deja elaborat de profesorul de matematică al fizicianului genial. În 1905, cel care contopise în ecuații spațiul și timpul, recunoștea că nu s-ar fi așteptat la așa ceva din partea acestui băiețandru. Băiețandru care nu prea trecuse pe la cursurile lui, pe numele său Albert Einstein. Combatant pe frontul Primului Război Mondial, scriitorul german a reușit, la mai mult de un deceniu de la sfârșitul conflagrației, să publice romanul care l-a făcut celebru. Nimic nou pe frontul de vest este ca o ieșire la raport ce demonstrează cinismul butadei de mai târziu atribuită lui Stalin. Moartea unui om e o tragedie, a milioane de oameni e statistică. Matematicianul român a introdus în învățământul nostru studiul analizei funcționale, ca disciplină ce se ocupă cu studiul spațiilor liniare topologice. A venit și cu noțiuni noi, precum puncte periferice și puncte interstițiale, preluate apoi de tratatele de specialitate din toată lumea. Poetul brașovean s-a afirmat pe la 26 de ani prin versurile sale romanțate și patriarhale. Întâlnirea cu Dimitrie Anghel a fost benefică pentru literatura română, nu însă și pentru viața personală a celor doi. Au iubit aceeași femeie, Natalia Negru, care le-a fost pe rând soție și le-a supraviețuit aproape 5 decenii. Dincolo de ce a fost în mintea lui Hitler, românii așteptau de aproape un an ordinul mareșalului „Vă ordon, treceți Prutul”. Au făcut-o cu prețul pe care îl plătim și astăzi, români din stânga și din dreapta Prutului. Și-a început cariera pe scenă pe când avea 22 de ani. 6 ani mai târziu apărea în primul său film alături de Jane Fonda. A cunoscut și gloria Oscarului de 2 ori, nominalizată fiind de 15. Apariție excentrică, interpreta americană, s-a și implicat în numeroase campanii sociale, dar și politice. Melodia ei, Time After Time, a fost interpretată de peste 100 de soliști, fiind clasată de publicațiile de specialitate pe locul 22 între primele 100 de melodii ale ultimilor 25 de ani. Era într-un turneu când a aflat că este bolnavă de cancer. N-a renunțat la concerte pentru tratament. Ultimul spectacol l-a avut la Hunedoara cu 3 zile înainte de a muri. Autorul american a devenit unul dintre cei mai vânduți scriitori după ce a abordat o temă considerată tabu pentru creștinism. Căsătoria lui Isus cu Maria Magdalena și existența unei linii de descendență până în zilele noastre pare să fie un subiect interesant pentru contemporani. După o viață plină de abuzuri, dependențe, tentative de suicid și 5 căsătorii, actrița americană s-a stins la doar 47 de ani. Ne-a lăsat-o pe Liza Minnelli. Next year all our troubles will be miles away. We'll sail forever this way. You are saving my heart and my heart will go on. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.